Sănătate, dragi prieteni, și bine v-am găsit din nou pe canalul meu. Avem aici o drujbă Makita cu doi acumulatori de 3.6, după cum se vede. Acumulatorii splini. Hai să mai dau o dată. Vedeți, sunt splini, acumulator de 5 și e un model brushless BUC353. Brushless motor, acumulator de 5. Am zis că vreau să vedem cât de repede taie în comparație cu 241 cu lanț Fidea. Bănuiesc că taie mult mai repede știl, dar hai să vedem totuși cum funcționează și cum merge. După cum se vede, foarte, foarte aproape. Deci acumulatorii, numai dacă vă uitați. Dacă vă uitați un pic, lemnul a început să strângă pe acumulator și s-a oprit odată, dar funcționează surprinzător de rapid și de bine. Hai să mai facem o liniuță, să vedem un pic din nou cum îi facem, să vedem un pic o concluzie bună. Încercăm să mai facem o liniuță, să vedem un pic până la urmă care-i. Ideea e că asta merge foarte bine, aia e cu Videa. Acumulatorii, nu știu dacă se văd. Acumulatorii, tot pe 3, deci nu s-a descărcat foarte mult, dar intră o protecție. Deci când nu te poți lăsa pe ea ca și pe aia pe benzină, intră o protecție și se oprește și iară trebuie să apăs, are un buton de pornire. Deci nu numai ca și la o drujbă normală, butonul ăsta de pornire accidentală și cu ăsta trăgaciu. El trebuie să pornești și pe ăsta și după ce se intră în autoprotecție, se oprește, trebuie să le pornești iară pe tati 3. Și acolo ți ia secunde. Pe când aia pe benzină merge ca în brânză. Hai să vedem încă o dată. Cu foarte puține treburi, toată stima pentru Makita, pentru acumulatori, nu e chiar, nu se poate chiar înlocui, dar în viitor apropiat, când vor face acumulatori mai puternici, dar surprinzător de bine merge. Surprinzător de bine, acum dacă se poate vedea o liniuță la fiecare acumulator, deci tot mai rămas două și am tăiat
Jo 4-5 butush mari. Și am tăiat cu 241, cu lanț Vidia, care nu se mai tocește. Ăsta e cu lanț mic. Deci, are aproape forța, să zic așa, necesară ca să facă liniuță 1-1 cu 241. Am rămas fără benzină și am rămas fără acumulatori, dar merge foarte bine.